Un bărbat care l-a huiduit pe șeful statului, Klaus Iohannis, a fost amendat de jandarmi cu suma de 200 de lei. Domnule președinte, jos la apele de pe justiție! Eram sigur. S-o luați pe chiove și acasă! Jos la apele! Incidentul a avut loc în momentul în care președintele a ajuns la Pitești. Imediat, omul a fost ridicat de jandarmi și dus la mașina forțelor de ordine. Persoana în cauză a fost condusă la mașina jandarmeriei și sancționată contravențional pentru tulburarea liniștii publice, a declarat Alexandra Dumitrache, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi, pentru Mediafax. Klaus Iohannis participă joi la Pitești la dezbaterea Industria Auto, motorul dezvoltării economiei, organizată de Asociația Constructorilor de Automobile din România.